Un nou documentar, Marca Mix TV, despre industria brașoveană a fost lansat la Muzeul Civilizației Urbane. După istoria tractorului brașovean, a venit rândul să vă prezentăm povestea nașterii autocamionului românesc. Zeci de stegari au participat la premiera filmului și au trăit nostalgia vremurilor în care munceau de dimineața până seara pentru a realiza sarcinile de partid și de stat, dar s-au simțit și mândri că din mâinile lor a ieșit mașina cu care s-au dezvoltat marile șantiere ale țării. Evenimentul face parte din expoziția Miracolul Tehnicii, care conține colecția particulară de aparatură audiovizuală a președintelui Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu. Vă prezentăm un mic fragment din documentarul Istoria camionului brașovean, care va fi difuzat și la Mix 2 TV săptămâna viitoare. În 1948, după naționalizare, comuniștii botează întreprinderea Steagul Roșu, iar în 1953, guvernul a dispus realizarea în serie a primelor autocamioane românești. Primul model, Steagul Roșu, SR-101, cu o capacitate de 3 tone, iese de la montaj în 1954. Deși propaganda vremii îl prezenta ca pe o mare realizare românească, el era de fapt o clonă a camionului sovietic ZIS, care la rândul lui copia camionul american International KR. SR-101 avea motor de 6 cilindri în linie, pe benzină, 95 de cai putere și cutie de viteze cu 5 trepte, cu care nu depășea 65 de km pe oră. Așa a fost. Și apoi, cum ați specificat, s-a trecut în regimul popular, pe atunci era Republica Populară Română, la fabricarea primului camion în licență sovietică ZIS, Zavod imeni Stalina. Deci, camionul ZIS al lui Ivan din Daltăș Ciocan. Și așa l-am preluat și noi, cu cabinet de lemn, cu table întinse și cu ciocanul și cu tot felul de lucrări. Primul camion brașovean era făcut în mare parte manual. Cel puțin 70% era lucru manual. Se lucra, totul era lucrat manual și se și vedea. Când te uitai pe stradă, ZIS-ul lui Ivan era cam totolit, așa, mototolit și leneș, consuma foarte mult, 45%, însă a avut rolul lui. Când am venit eu în 4 august 60, când am terminat facultatea la Iași, încă în uzină se lucrau și se ansambla SR-101. Primul camion. Se făceau cu ciocanul și cea mai modernă mașină era un ciocan pneumatic care bătea pac, 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 pac și muncitorul cum mai făceau căldărarii. Numai că era un ciocan pneumatic și bineînțeles după aceea cu ciocan de mână niște meseriași le aranja și... Și cum se vopseau? Se vopseau într-o... nu pot să zic hală, într-o baracă cu chifon la gură și un piston în care îl tot încărcai. Acest camion a ajuns pe șantierele Patriei. În 1954 au fost produse 700 de bucăți, iar în 59 au plecat pe poarta uzinei 6.000 de mașini.